Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat din Piața Mică, ci că atunci când au văzut construcția aia gonflabilă acolo, unii sibieni au crezut că e casa Bianca Drăgușanu. Doamnelor și domnilor, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu stârnește deja primele uimiri. În Piața Mică a fost amplasată o structură gonflabilă numită Luminarium Mirazozo. În interiorul acesteia, nuanțele luminilor oferă un spectacol senzațional. Eu am crezut că e o navă extraterestră care a venit să-l ia acasă pe domnul Florin Orlățan. Luminarium Mirazozo este o construcție de tip labirint în care se intră de scult și în care puteți petrece între 15 și 20 de minute aproximativ. Depinde și cine se descalță, că poate nu poți să stai 15 minute. În fine, este una dintre provocările pe care Festivalul Internațional de Teatru le lansează anul acesta. Evident, pe lângă spectacolele de teatru, de la comedii și până la tragedii, și pe lângă spectacolele de dans sau lansările de carte. Se va juca Faust în festival, știu că mulți așteaptă vestea asta. Acum, între noi fie vorba, dacă vrei o experiență între pământ și iad, cred că viața sub guvernarea asta e suficientă. Cum e evident că Festivalul de Teatru este cea mai bună marcă a Sibiului. Se vor afla aici din nou mii de artiști și de invitați de toate vârstele. Am înțeles că mulți dintre tinerii prezenți se pregătesc pentru BAC și caută suflări. În intervalul 6-15 iunie vor avea loc numai puțin de 350 de evenimente în aproape 70 de spații, iar musafirii din străinătate reprezintă 70 de țări. O să vorbim atât de multe limbi încât o să ne doară mâinile. Săptămâna viitoare, evident, așa ca în fiecare an, vom da și noi cu modestie spațiul de care dispunem acestui mare eveniment. Până atunci însă, după reclame, o să-l revedem pe maestru Constantin Chiriac, director Teatrului Național și al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Apoi o să ne reîntâlnim cu micuța Luana Prodea, iar spre finalul emisiunii despre un eveniment despre care noi v-am mai vorbit, Zilele Vecinătății, vor avea loc pe 21 și 22 iunie, cântă Ami, Cânta Ami. Pe 21, iar pe 22 o parte dintre interpreții ansamblului profesionist Cindrelu Junii Sibiului. Deci despre Zilele Vecinătății, spre finalul emisiunii, după reclamă. E vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei, numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Da, doamnelor și domnilor, vă rog să aplaudați acest verde înrourat de lângă mine, ținută oferită de prietenii noștri de la ANCAS pentru colega mea Raluca. De altfel, imagini puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook, dar și pe www.raluca-si-razvan.tv. Imagini cu ținuta și, evident, cu modelul și în ținută. Și din magazin pe Mihai Viteazul, nu este Mihai același Viteazul. Model, este și pe alte culori. Ok, cine perfect. Are... Doamnelor și domnilor, suntem la doi pași doar de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. 6 iunie este data începerii, sunt 70 de țări invitate,
2500 de artiști, 10 de spații de joacă, sute de evenimente. Vorbim acum despre asta, deși în perioada Festivalului Internațional de Teatru, așa cum v-am obișnuit, sper eu, vom avea ediții speciale zilnic pentru acest mare eveniment. Vorbim, deci, deocamdată despre asta cu maestrul Constantin Chiriac, directorul teatrului nostru și al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Constantin Chiriac! Maestre! Mulțumesc pentru întâlnirea asta. Puțin mai e. Mă întrebam zilele acestea, sincer, urmărind tot ceea ce se întâmplă la Teatrul Național. Avantpremiere, premiere. Știu că lucrați și la un film. La premiere aveți rol principal. Mă gândeam cât de aproape e Festivalul de Teatru și, sincer, îmi imaginam, nu până la capăt, fiindcă n-am reușit, îmi imaginam cam ce program de muncă aveți. Da, a fost o perioadă foarte, foarte grea anul acesta. S-a lungit perioada producerii spectacolului Oidip, pentru că, din păcate, programul domnului Purcărete a fost decalat de programul pe care l-a avut înainte la Budapesta, unde a produs un alt spectacol, și am fost nevoiți să începem cu 2 săptămâni mai târziu. În același timp, eu am semnat un contract pentru un film pe care a trebuit să-l fac și atunci toate s-au suprapus pe o singură persoană care trebuie din când în când să și doarmă. Da, ca de obicei pe o singură persoană. Noroc că în ceea ce privește Festivalul Internațional de Teatru aveți o echipă senzațională care cam fiecare an... Da, și lucrurile, așa cum știți bine, nu se fac de pe zi pe alta. Da, corect, deja corect. 80% din programul de anul viitor este făcut, 60% din 2016. Avantajul programărilor. Nu este o muncă în salturi și în hei-rup, este o perioadă continuă de muncă și totdeauna oportunitățile nasc oportunități, succesul naște succes. Tot ceea ce înseamnă acordul instituției Teatrului Național, dar și a festivalului cu viața, cu toți ceilalți parteneri pe care îi avem în lume, nasc aceste proiecte și programe care prind viață, finanțări și așa mai departe. Aș vrea, apropo de finanțări, să începem cam cum am făcut în fiecare an în preajma festivalului, să începem cu o discuție despre bani. Suntem într-un moment economic special încă, dar special dincolo de condițiile pe care le oferă această țară, special și pentru faptul că există 2 scrutinuri electorale și care probabil ar putea însemna ceva pentru sponsor sau pentru autorități. Vă întreb, s-au simțit toate aceste momente mai puțin prielnice și în bugetul festivalului? Absolut. Există singura certitudine serioasă pe care o am, finanțarea primăriei și a Consiliului Local, care nu are niciodată un semn de întrebare, totdeauna Consiliul Local și primăria mi-au ieșit în întâmpinare. De fiecare dată, domnul primar și colaboratorii domniei sale, Consiliul Local, au întrebat care este nevoia festivalului. Bineînțeles că eu nu pot să cer comunității locale să contribuie 100% pentru desfășurarea acestui festival, pentru că este și o imagine a României, pentru că jucăm și în județul Sibiu, multe din spectacole sunt prezentate și la București, la Timișoara, la Cluj, la Iași, la Bistrița, la Suceava. Absolut. Absolut. Deci, dincolo de asta, festivalul este, fiind al treilea din lume, un brand de imagine al României. Anul ăsta vom avea și o asociere în calitate pe care o am de ambasador al turismului românesc cu Autoritatea Națională pentru Turism și cu Ministerul, din care autoritatea face parte. Sper din toată inima să se concretizeze, pentru că încă nu avem hârtii semnate nici în această direcție. De asemenea, aștept pe ultima sută de metri ajutorul de la Ministerul Educației pentru tot ceea ce înseamnă școlile de teatru, atelierele, conferințele speciale pe care le facem în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga, iar finanțarea va veni prin Universitatea Lucian Blaga. Iar Ministerul Culturii, așteptăm o hotărâre de guvern, este
zona cea mai sensibilă, pentru că a fost ministerul care a avut pe parcursul a două luni trei miniștri. Din păcate, așa cum s-a construit bugetul în acest an pentru tot ce înseamnă mari evenimente, în bugetul care s-a aprobat n-a existat niciun leu și pentru toate aceste evenimente trebuie hotărâri de guvern. E pe cale acum o hotărâre de guvern și sper din toată inima ea să fie promulgată cât de cât în timp util. Acum, dincolo de certitudinea pe care o oferă comunitatea locală prin administratorii săi, primar, consiliul local, deci dincolo de această certitudine, cred sincer, și o să vă rog să confirmați, cred sincer că incertitudinile celelalte sunt o oarecare problemă pentru festival. Nu e o oarecare, este o problemă foarte mare. Da. În același timp, ai menționat faptul că e un an electoral. Bineînțeles că el se reflectă și în tot ceea ce înseamnă dispoziția și capacitatea de a susține un asemenea mare eveniment de către sponsori. Bineînțeles, avem nenumărate parteneriate pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului și care aduc credibilitate și se reflectă în tot ceea ce înseamnă contracte pe care le-am cu sponsori, dar munca este uriașă și este mult mai grea, iar toate aceste fricțiuni politice care au existat s-au reflectat în, cum să vă spun, deschiderea pe care politicienii o au atât de mică față de cultură, din păcate. Cât la sută, noi am mai vorbit despre asta, cât la sută, aproximativ evident, din bugetul festivalului înseamnă fonduri ale instituțiilor publice, fonduri publice? În cei mai buni ani, și asta s-a întâmplat în 2007-2008, am avut undeva la 27-28% din buget. Deci restul sunt bani pe care sponsorii, partenerii... Da, în primul rând partenerii internaționali. Da, în primul rând sponsorii sunt de asemenea o parte, avem încasări foarte bune din bilete de asemenea. Anul acesta încă nu pot să dau o cifră exactă pentru că nu știu cât va fi preluat, dacă va fi ceva de autoritatea pentru turism. Uh-huh. Nu știu încă exact. Vânzările sunt deschise. Da, da. Și ce va veni de la Ministerul Educației, nu știu încă exact ce va veni prin Ministerul Culturii, prin hotărârea de guvern. Deci, în clipa asta vă pot spune că există o certitudine de 12% din partea comunității locale. Și există o foarte mică sumă care vine regulat, plus sprijinul pentru Sala Talia de la Consiliul Județean, unde de asemenea am o certitudine că lucrurile se întâmplă. Nu este un sprijin mare, dar el există. Nu, dar presupun că experiența asta, munca asta cu autoritățile statului, cu autoritățile centrale, cred că lasă un gust foarte amar, fiindcă nu e o premieră ce se întâmplă acum. Faptul că ia câte vine festivalul peste noi și oamenii ăia de la București nu prea dau niciun semn clar de viață. În același timp, e un gust teribil de amar. E o muncă și e o perioadă uneori și de umilință. Da. Pentru că avem de făcut atât de multe lucruri. Ei se așteaptă să le bateți pe la uși. Așa cum bine știți, sunt totuși profesor universitar în 16 mari universități în lume. Timpul meu este atât de limitat și atât de prețios și chiar cred că pot să-l folosesc mult mai creativ decât să stau pe la uși, da, și să stau în incertitudini și să mă rog de cutare sau de cutare sau de cutare pe un lucru care este evident în favoarea României, da, în favoarea tuturor celor care doresc o dezvoltare sănătoasă. Vă dau un singur exemplu. Dacă eu mi-aș pierde timpul și aș coaliza toți ambasadorii țărilor importante care contribuie la modul decisiv în dezvoltarea acestui festival, s-ar întâmpla lucruri neplăcute pentru politicieni. Da, exact. Pentru că în clipa în care va veni ambasadorul Americii, ambasadorul Marii Britanii, al Franței, al Germaniei, al Olandei, al Belgiei, al Italiei, al Japoniei, al Chinei, peste premier, peste ministru culturii, dar nu știu, mie mi se pare absolut stupid și aberant ca eu să fac lucruri în defavoarea acestei țări. Da, corect. Numai că de multe ori... Să creadă și ei lucrul ăsta.
De multe ori ești nevoit să recurgi la astfel de lucruri. N-am ieșit, ați văzut niciodată public. Da, exact. Nu am timp și am învățat un lucru de-a lungul celor 21 de ani de ediții de festival, că orice dușmănie naște o altă dușmănie. Da, corect. Și oricum voi cărea orice, la n-ajută, da, deci. Absolut. E important să construiești și să faci tot posibilul ca oricât de închis sau deschis ar fi cineva, să poți să ajungi la o negociere, la un dialog și să poți să construiești ceva, decât să creezi o dușmănie. Este foarte interesant, fiindcă ați pomenit de bilete, este foarte interesant ce s-a întâmplat în anii trecuți. Locurile din care rezervările și plățile pentru bilete au venit, din cele mai neașteptate, probabil, colțuri ale lumii, nu ale țării, ale lumii. Oameni care s-au urcat în avioane. Și astea, apropo de predictibilitate, astea sunt lucruri care se fac cu timp. Să-ți rezervi un bilet care să te aducă, de avion care să te aducă la Sibiu, nu în altă Dar toate parte. Companiile, dacă vă interesați și puteți să aveți o vorbire la aeroport, totdeauna, cu o săptămână și o săptămână după festival, toate prețurile pe biletele spre Sibiu nu se dublează, se triplează. Da. Și oricum nu le găsești chiar așa. Asta e bașca. Dar prețurile se triplează. De cei care lucrează în privat, ei știu foarte bine ce se întâmplă la Sibiu. Da. În același timp, dacă vă duceți în clipa asta să cereți un loc la vreun hotel, vi se va spune că nu sunt. Pe perioada aia, da? Dacă insiști, probabil că vei mai găsi 1-2 locuri, dar care sunt de 3 ori mai scumpe decât prețul afișat care există acum la recepție. De altfel, motorul economiei locale a fost pus, noi am discutat despre efectele pe care le-a creat Festivalul de Teatru în toți acești 20 ceva de ani. Motorul economiei locale a fost pus în mișcare și de Festivalul de Teatru, poate într-o măsură mai mare decât putem absolut, noi percepe absolut. Și discuta. Faptul că, grație festivalului, noi am putut să facem acel mare eveniment care a fost Capitala Culturală și că de aici Capitala a produs rezultate extraordinare, pentru că primăria și Consiliul Local au înțeles la modul profund ce a însemnat Capitala și s-a născut această agendă culturală care este perfect orchestrată pe parcursul unui an și care dă șansa tuturor hotelurilor ca să aibă atât de mulți turiști, cel puțin în perioada estivală, aprilie până în octombrie. Și cu îmbunătățirile de rigoare pe care agenda le-a adus, știm bine că există turiști și în luna decembrie, mai găsim și pe evenimente și pe noul pas care s-a făcut spre turismul de business, grad de ocupare și în lunile care altădată erau catastrofe, vorbesc de noiembrie, vorbesc de februarie, de martie, când era foarte greu. Revenind, faptul că am reușit să facem acest sistem coerent de vânzare de bilete peste tot în lume. Iată, anul acesta am reușit cu aproape o lună de zile înainte să ieșim în fața publicului. Deja avem 9 spectacole sold out în această clipă. Avem deja o treime din biletele festivalului vândute. Este un lucru fără precedent. De obicei aveam o treime din biletele vândute în prima zi de festival. Iată, suntem în 15 mai, până la festival mai sunt încă 15, 16 și cu 6, 22 de zile. Eu cred că vom fi probabil în situația de a avea la început de festival aproape tot festivalul sold out. Cu siguranță sibienii își aduc aminte ce înseamnă acest oraș pe perioada festivalului. La fel se va întâmpla și în acest an. Sunt 10 zile, le spuneam telespectatorilor noștri câteva cifre înainte de intrarea dumneavoastră. Sunt 10 zile de festival, 70 de țări prezente, 2500 de artiști, 66 de spații de joacă pentru evenimente și 350 de astfel de evenimente. O agendă care devine în fiecare an mai plină. Deci mai este plină. Firesc să lansez către Sibien, pentru că este festivalul Sibiului. Este probabil mândria cea mai mare a locuitorilor acestui oraș. Și lansez această invitație din timp, pentru că festivalul este pentru ei în primul rând. Și am ținut și țin ca în fiecare spectacol să existe locuri pentru spectatori. Să nu existe acele invitații care erau altădată date cu generozitate
și care se ocupau sau nu se ocupau, mi se cuvine să am o invitație. Am ținut cu ajutorul primăriei și cu ajutorul Consiliului Local prețurile foarte mici. Sunt prețurile, absolut, sunt prețurile pe care le practicăm de-a lungul întregului an. Cel mai ieftin bilet este de 10 lei. Cel mai scump este de 40 de lei. Mie mi se par prețuri absolut modice, nu sunt decât 3 sau 4, nu sunt 3 spectacole care au prețul de 40 de lei. Care nu înseamnă nici 10 euro. Absolut, absolut. Cu... Ei bine, toate celelalte sunt la 30, la 20, la 15, la 10. Bun, noi am mai vorbit despre asta și despre faptul că atunci când joacă în străinătate Teatrul Național Bunăoară, absolut. Teatrul Național joacă pe bilete... Uriașe, credeți-mă. Care au sume, e credeți-mă. Poate nu mult și le-ar permite în România, dar deci, gestul când am fost, rămâne gest. Când am comunitate. Fost la Tokyo pe Metropolitan, cel mai ieftin bilet a fost 70 de dolari. Cel mai ieftin. Bun. Au fost prețuri și de 120 și de 140 de dolari. Prețuri uriașe. Prețuri uriașe. Întorcându-ne, maestre, la festival, trebuie să le spunem telespectatorilor un lucru pe care sunt convins că îl bănuiesc din festivalul de anul acesta. Nu vor lipsi categoric toate tipurile de spectacole, eveniment posibile absolut. În lume. De la absolut. Spectacole de teatru clasic, cum am putea să-i spunem, până la spectacole de dans, spectacole experimentale, spectacole de stradă, spectacole exact. De flamenco, spectacole de muzică, spectacole de circ, spectacole în care lipsește cuvântul, spectacole foarte multe în spațiile outdoor și acesta este marele cadou pe care îl facem noi sibienilor și tuturor celor care vin să descopere acest oraș care, vedeți, a fost pus pe hartă atât de important de festival, de capitală, de toate celelalte evenimente care fac cinstea în această clipă a acestui oraș. Țin neapărat să îndemn pe sibieni să meargă la agenția teatrală sau să intre pe www.sibfest.ro. Programul este afișat, există și disponibilitatea pentru fiecare spectacol. Vă rog, veniți și faceți-vă cumpărări de bilete, pentru că e important să ajungeți la nume precum Peter Brook, precum Dodin, precum aproape Stein. Că devine un obișnuit al casei. Da, sunt, da, deci sunt nume absolut uriașe pe care le aducem și credeți-mă că numai la Sibiu ajung. Eu vreau să spun exact lucrul acesta. Festivalul Internațional de Teatru va produce pentru noi, cei de aici din Sibiu, din nou întâlniri care, dacă s-ar petrece la alții, ar fi cu siguranță unice în viața absolut, unui om. Absolut. E greu de presupus că oameni de un asemenea calibru, fără festivalul de teatru, ar fi avut ce să caute în Sibiu, cu tot respectul pentru această sigur, comunitate deosebită. Sigur, absolut. Nu, absolut. Nu veneau că nu aveau la ce, oricât de bun și credeți-mă, din generozitate, dar nu numai din generozitate, și din dorința de a găsi formule financiare, am acceptat, de exemplu, ca Peter Stein să ajungă și la Timișoara. Am acceptat ca Oajdi Moad să ajungă și la București. Am acceptat ca Pipo Del Bono să ajungă la București, să ajungă la Sibiu, să ajungă la Cluj, să ajungă la Iași. Este o generozitate pe care o manifest pentru cultura română, dar în același timp este și o formulă prin care eu îmi reduc costurile. Pentru că atunci când eu antamez un număr mai mare de reprezentații în România, pot să negociez ca onorariu pentru Sibiu să scadă. Deci este un câștig. Așa am făcut cu majoritatea numelor. Multe din ele au spus nu. Și niciodată Dodi nu se va duce în altă parte decât aici. Decât aici. Sau știu eu, cine să spun, Batsheva sau Setagaya Public Theater din Japonia. Ei știu că e important să ajungă la Sibiu. Sau Bastian Kraft, sau știu eu, Schauspiele Haus Vienna. Adică ei vin pentru Sibiu. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu va fi prezent într-o formă sau alta, nu o să le detaliem aici, în foarte multe locuri din țară și va fi evident prezent, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, și în comunități altele decât municipiu, de la noi din județ. Festivalul absolut. Se deplasează și către cei, așa cum de altfel a făcut, dacă ne aducem aminte, în urmă cu 20 de ani,
poate nu chiar 20, dar oricum pe aproape, așa cum a făcut și către noi. A ieșit din sală spre cetățean. Exact același lucru se întâmplă și cu comunitățile altele decât cea din municipiu. Să nu uităm se merge că avem, la ei acasă. Avem la Cisnădioara o locație atât de, da, de asemenea tradițională minunată și pe care o mobilăm cu spectacole cu mare, mare plăcere și dacă nu mă înșel chiar, un spectacol de la Cisnădioara este sold out în această clipă. O să ne întoarcem, maestră, mă iertați, o să ne întoarcem la agenda, fiindcă avem o datorie față de cei care ne urmăresc, aceea de a spune că spre deosebire de ceea ce anunțaserăm împreună anul trecut, aceleași motive prin care trece într-un fel sau altul și festivalul și întreaga cultură română, ne fac să ne revizuim atitudinea față de transmisiunile noastre în direct din piață. Vom face însă un alt lucru, de asemenea în parteneriat cu festivalul, în fiecare seară, ca și în anii trecuți, vom vorbi despre festival, cu imagini de la festival și cu invitați deci, practic, din festival. Voi creați un studio. Exact. Pentru CBN, exact, pentru toți cei care urmăresc postul dumneavoastră, și nu sunt puțini, în așa fel încât să aduceți marile personalități pe care noi le aducem în Sibiu, în dialog asta direct cu spectatorul. Asta le aduceți, de fapt. Absolut, corect, da, dar este un parteneriat pe care noi l-am făcut și e firesc să-l dezvoltăm la modul firesc. Am avut în anul trecut, spre exemplu, întâlniri la care, mărturisesc, nu speram, oameni de cultură fantastici care s-au aflat aici, fie pentru spectacole, fie, și uite, ăsta e un amănunt care cred că am putea să-l pomenim, fie pentru lansări de carte. Nu vor lipsi, evident, nici în acest an. Vor fi conferințe extraordinare. În același timp, faptul că festivalul devine acest pol de atracție. Vă dau exemplu, acum 2 ani a fost unul din cei mai mari artiști ai Germaniei, Armin Petras, alias Fritz Kater, pentru că el este și un mare dramaturg și ca dramaturg el se numește Fritz Kater. De fiecare dată când îl întreb când mi-l prezinți pe Fritz Kater, este plecat într-o călătorie, este un bun prieten de-al meu, vom vedea, îl da. Voi ruga, poate să-l cunoști odată. El vine special la Sibiu, fără a avea un spectacol anul acesta, pentru că pregătim o prezență a lui anul viitor cu 3 spectacole și cu un spectacol pe care îl va monta la Sibiu, în parteneriat cu Schauspiele House Stuttgart și cu Teatrul Național din Oslo. Numai că, vedeți, lucrul ăsta eu l-am antamat acum 2 ani. Am fost la Stuttgart, am obținut credibilitatea pe care mă așteptam să o dezvolt și el vine special să vadă Faust ca să-l ia în Germania, în același timp să vadă un număr de spectacole ca să poată să-și aleagă o distribuție pe anul viitor. În clipa în care ai la Sibiu un om care nu este angajat direct în ediția din acest an al festivalului și sunt nenumărate alte exemple de mari personalități care ajung la Sibiu exact pentru acest motiv, pentru că în anii viitori dezvoltăm proiecte cu ei. Acest lucru se întâmplă firesc. În același timp, dacă veniți și vedeți sala de spectacol sau holurile Teatrului Național pe parcursul anului, veți întâlni nenumărate alte personalități care ajung și cu care dezvoltăm proiecte pentru anii viitori. Deci este un du-te vino creator pe care nu avem timp să-l dăm publicității. Noi avem timp să muncim și să ne zbatem ca tot ceea ce facem să fie pentru emoția, pentru lacrima, pentru miracolul pe care îl aducem în fața probabil Sibiu. Prezența acestor oameni la Sibiu, dincolo de festival în sine, deși ei nu au reprezentație aici, ține și de bursa de spectacole, un proiect care ia cât a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Poate o să vorbim și despre asta la un moment dat. Noi ne propunem împreună cu Teatrul Național Radu Stanca, cu organizatorii Festivalului Internațional de Teatru la Sibiu, ca pe măsură ce acest eveniment se apropie să vă dezvăluim cât mai multe și tot mai multe lucruri din agenda acestui festival, începând chiar cu programul. Un lucru trebuie spus aici și maestru Chiria cu siguranță va accentua, un lucru trebuie deci spus aici, că centrul Sibiului ca în fiecare an va exploda. Sigur, vor fi spectacole de o dimensiune fantastică. Uriașă, uriașă. Iar faptul că s-a luat această decizie ca toate spectacolele din Piața Mare, după exemplu pe care Festivalul Internațional de Teatru îl dă, să fie gratuite pentru toți sibienii și pentru toți musafirii sibienilor, cred eu că este o decizie foarte înțeleaptă, pentru că accesul la cultură trebuie să fie nelimitat și trebuie să fie facil. Din această cauză păstrăm prețurile pe care le-am
pomenit pentru bilete, în același timp venim cu această diversitate uriașă. Vom continua, bineînțeles, programul startat anul trecut, The Walk of Fame, Aleea Celebrităților, care se va îmbunătăți acest an cu alte 700. Cred că este un lucru extraordinar. Venim cu acest număr, spun eu, puțin cam mare de stele, în așa fel încât să facem această bază care să devină o atracție ea însăși pentru anul întreg, pentru toți turiștii care vin. În mod cert, după 2-3 ediții, vom reduce numărul și vom ajunge la 2-3-4 stele pe care le vom acorda. Ce este important e că sunt nume uriașe. Când vorbim de Peter Brook, când vorbim de Peter Stein, când vorbim de Lev Dodin, deci faptul că ei acceptă vor fi aici intre, toți? Absolut. În clipa în care ei acceptă să intre în această galerie, bineînțeles că dau o credibilitate extraordinară proiectului, în același timp dau o vizibilitate extraordinară orașului. Vorbim de bursa de spectacole, pe care încercăm în fiecare an să o îmbunătățim. Vom avea personalități foarte importante care vor conferenția. În același timp, lansăm un proiect foarte important cu Asociația Europeană a Festivalurilor, care va fi prezentă prin conducerea la vârf cu 4 personalități și cu care dezvoltăm și un proiect pentru tot ce înseamnă manageri, directori de evenimente în Europa Centrală și de Est, venind în întâmpinarea lor cu o formulă de training împreună cu mari personalități care ajung special la Sibiu, în așa fel încât să putem să împrumutăm, să învățăm, să dăm, cum să vă spun, din experiența pe care aceste personalități și festivalul de la Sibiu o pot împărtăși celor care nasc proiecte în fostele țări din Uniunea Sovietică, din lanțul comunist, din țările care învață în această clipă, inclusiv România, democrația. Alături de acest proiect avem un program special pe care îl dezvoltăm pe parcursul viitorilor 2 ani împreună cu Asociația Europeană a Festivalurilor. Sibiul a fost considerat hub-ul pentru România a acestei asociații. În următorii 2 ani, toate evenimentele, festivalurile din România și din Europa vor fi evaluate și li se va acorda sau nu dimensiunea de festival european. Și pentru asta ei trebuie să demonstreze că nu numai au o participare europeană, dar au o cooperare la nivel european, în același timp dublată de o implicare a artiștilor și a cetățenilor din comunitate. Sibiu a fost luat drept model și a fost desemnat hub pentru evaluarea, cum spuneam, a tuturor evenimentelor, inclusiv Festivalul Enescu, inclusiv Festivalul Național de Teatru, toate celelalte festivaluri care vor primi sau nu această dimensiune de festival european. Este un program născut de Comisia Europeană prin Asociația Festivalurilor Europene, care vor decerna peste un an și jumătate, deci la finalul anului 2015, va fi o mare ceremonie în care se vor acorda cele mai importante premii celor mai importante festivaluri din Europa. Și în baza acestei evaluări, care va naște o antologie, o carte, în care vor fi incluse toate festivalurile din România și din Europa, care vor primi această dimensiune de festival european, funcție de acest lucru vor fi noile finanțări ale Comisiei Europene. Ora exactă în domeniul culturii, nu doar teatrale, dar în special teatrale mondiale, se va da în zona artelor spectacole. În zona artelor se va da din nou de la Sibiu. Vă mulțumesc, maestre. Despre agenda vom vorbi cu siguranță pe măsură ce evenimentul se apropie, pentru ca evenimentele să rămână în memoria. Absolut. Aș vrea să mai menționez câteva lucruri pe lângă conferințele specializate, cărțile, spectacolele, lectură. Vom face și o întâlnire a caselor de arhitectură din lume cu specialiști, împreună cu primăria, cu patrimoniu, cu ordinul arhitecților,
cu Uniunea Arhitecților, astfel încât nou PUD și PUZ care se aprobă pentru zona centrală să poată să fie discutat de specialiști și să putem să lansăm un proiect de competiție în care să avem certitudinea prezenței marilor case de arhitectură, în așa fel încât noul centru să devină el însuși un punct de atracție pentru toți cei care vor veni în Sibiu și o capacitate de a crea noi instituții care să pună pe hartă Sibiul mai departe, așa cum el este în această clipă, urmând coerența pe care Sibiu a născut-o de-a lungul timpului. În același timp vom face și o mare conferință pe diplomație culturală, media și turism, și este pentru prima dată când aceste trei dimensiuni se pun alături în România, unde avem deja anunțate prezențe extraordinare, TV5 Mond cu conducerea la vârf, Euronews cu conducerea la vârf, bineînțeles radiodifuziunea, televiziunea română, de asemenea structuri importante din zona diplomației și din zona turismului. Așteptăm cu drag ca acest mare eveniment să înceapă, doamnelor și domnilor, și noi împreună cu întreaga comunitate vom asista din nou la acea explozie activ, centrală. Pasiv. Întotdeauna. Acea explozie a orașului în perioada festivalului. Mulțumesc, maestre, pentru întâlnire. Doamnelor și domnilor, cu bucurie vă anunțăm următoarea noastră întâlnire. Vom și discuta după pauza publicitară despre ultimele sale performanțe. Cu bucurie, deci, o aplaudăm împreună pe Luana Prodea! Tu ești prima mea iubire, tu ai fost și primul glas, tu zâmbind mai învățat și încredere mi-ai dat să fac întâiul pas. Tu ești prima amintire, tu ești zâna din povești, tu, maicuță, mi-ai vegheat și somnul spuciuma vise colinda. Îți mulțumesc, maicuța mea, îți mulțumesc viața mea. Îți dăruiesc, maicuța mea, prin cântec toată dragostea. Tu ești prima mea lumină, tu ești universul meu. Thank you.
Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Dragi prieteni, Luana Prodea, bine ai venit, Luana! Bine v-am găsit! Vreau să le arăt telespectatorilor noștri cea mai recentă realizare a ta. Este premiul întâi la 31-a ediție a Festivalului Ursulețul de Aur de la Baia Mare. A avut loc abia acum câteva zile, abia ce te-ai întors. Cum a fost? Bine, frumos. Frumos, așa? Ia peste tot pe unde cântă, spune că e frumos, nu o să simtă greutatea niciodată. Cu melodia este... care ne-ai cântat-o nouă înainte, cu da. Aceasta ai participat? Da. Bun. Luana Prodea, doamnelor și domnilor, s-a calificat și se cuvine să vă spunem și asta în finala pentru Mamaia Copiilor în grupa 10-12 ani. Această finală va avea loc, cred, undeva pe la jumătatea lunii iulie. Mai e ceva până atunci. Trebuie să-i admirăm din nou ținuta Luanei. Cine ți aranjează ție toaletele? Este cineva specializat? Nu, această rochie a fost ideea profesoarei mele. Oh, excelent. Felicitări și pentru idee, felicitări și pentru ceea ce te învață profesoara. Mulțumim. Ta. Cu cine înveți tu să cânți? Cine sunt profesorii tăi? Doamna Valeria din Umișcoția. Excelent. O salutăm și noi pe această cale. Luana, ținem pumnii în toate demersurile pe care le vei avea. Mulțumesc. Până în iulie mai mergi pe undeva sau stai pe acasă? Nu știu. Nu se știe, da. Așa e cu artiștii, niciodată nu se știe. Te ascultăm acum cu o mențiune. Le spunem telespectatorilor noștri că și prima piesă și cea care urmează au fost interpretări live ale Luanei, așa cum de altfel de fiecare dată s-a întâmplat. Mulțumim, Luana, pentru prezență. Te ascultăm. Ce cântăm acum? Ce piesă? My Heart Will Go On. Oh, excelent! Luana Prodea, mulțumim! Let's go till we're gone.
Doamnelor și domnilor, vă povesteam despre o acțiune care va avea loc în zilele de 21 și 22 iunie pe Bulevardul Mihai Viteazu. Este prima ediție a Zilelor Vecinătății, va mai urma una anul acesta. Mai multe ne spune Tudor Popa, este președintele Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu. Mulțumesc pentru întâlnire, Tudor. Bună ziua din nou. Ok, o prima ediție, va mai urma una undeva spre toamnă, într-un alt cartier, înțeleg. În septembrie, în Terezian. În Terezian. Ce înseamnă Zilele Vecinătății sau, mai bine zis, ce vor însemna Zilele Vecinătății pentru cei de pe Mihai Viteazu? Va fi o sărbătoare propriu-zise pentru tot cartierul până la urmă, nu doar pentru cei de pe Mihai Viteazu, pentru tot hipodromul, pentru că începând din 16 iunie o să desfășurăm diverse activități în școlile din cartier, în cafenelele din cartier, apoi și întâlniri între asociațiile de proprietari și instituțiile publice. Apoi în weekend, 21-22 iunie, pe Mihai Viteazu va fi un festival în adevăratul sens al cuvântului, cu concerte și așa mai departe. Deci va fi o săptămână pe care voi o dedicați zonei. Va fi o săptămână, da, într-adevăr. Va fi o săptămână dedicată zonei și două zile de ieșit în teren, ca să spun așa. Acolo, dincolo de concertele despre care vă spunea și Tudor, putem anunța cine va urca pe scenă? Da, bineînțeles. Sâmbătă va fi Ami și Dorian Popa de la Lala Band și duminică vor fi Junii Sibiului, o parte din Junii Sibiului. O parte din interpreții. Deci pentru toate vârstele. Da, asta am și vrut. Răzvan să vină duminică. Păi de Ami n-am auzit că aș fi venit. Pentru că, să știi că am rămas și eu impresionat de Amin. Ea știa. Păi, dar și el știa când i-a spus ce melodie. Păi, asta e. După nume, nici eu nu o cunoșteam, dar ascultându-i melodiile, mi-am dat seama că... Arătați cine este Amin. Păi, până la urmă, eu credeam că nu sunt melodii românești, sincer să spun. Ci că e melodia aia, te cunosc de undeva, nu? Așa o să-și cânte și vecinii între ei. Da, ei se cunosc din cartier, asta e clar. Bun, concerte așadar pe 21 și pe 22, dar vor fi și o grăs de alte activități conexe în același spațiu, practic. Da, tot felul de activități, de la ateliere pentru copii și acțiuni pentru copii, inclusiv sportive, la o zonă de sport unde vor veni diverse săli să facă mișcare, o să avem coșuri de basket și așa mai departe. Vom mai avea expoziții, tot felul de expoziții. Apropo de expoziție, vom face tot în săptămâna dinainte, vom amenaja o scară de bloc, intrarea într-o scară de bloc, ca model pentru toți ceilalți din cartier. Dacă vor să-l urmeze. Exact, dacă vor să-l urmeze, apoi vom face și un concurs și scările de bloc, asociațiile de proprietari, locuitori, oricine se poate înscrie și pot câștiga inclusiv materiale pentru a-și face de Miss scară de bloc, da, ca să zicem așa. Ok, de altfel, vă aduceți aminte probabil din discuția noastră de ieri, cei de la Fundația Herita spuneau că se vor afla de asemenea la Zilele Vecinătății pe Mihai Viteazu pentru a prezenta și acolo, așa cum au făcut și la Huiet Urban, concluziile acelui studiu cu privire la prezentul și la viitorul orașului Sibiu, concluzii care vor sta la baza dezvoltării ghidului de viitor al orașului Sibiu. Vor fi și alte ONG-uri? Vor fi și alte ONG-uri și fiecare își va prezenta activitatea. Da, spune-mi, cartierul ăsta, că e hipodrom, că se întâmplă pe Mihai Viteazu, e clar, dar e întregul hipodrom, are vreo însemnătate în trecutul Sibiului, în trecutul nostru? Are multe. O să avem inclusiv o expoziție a istoricului hipodromului, să spunem așa. Imediat după Colț, după Mihai Viteazu, de acolo și-a luat zborul Aurel Vlaicu. Și au fost multe. De acolo, prin zona asta, veneau armatele cotropitoare, să spunem așa, și așa mai departe. Deci vom avea și o expoziție și o explicație. Tocmai asta este ideea, de fapt, să lumea să-și cunoască cartierul și, bineînțeles, vecinii și așa mai departe. Asta e important, asta fiindcă și aici, probabil, directorul Direcției pentru Cultură, Răzvan Pop, va avea un aport suplimentar. E important asta fiindcă mulți
ținând cont de denumirea cartierului, de hipodrom, se vor face o paralelă între un hipodrom, între prezența cailor și așa mai departe. În esență nu e greșit, în realitate, stricto senso, pe Mihai Viteazu nu erau cai, erau... Nu erau, da. Erau puțin mai departe. Erau o leacă mai departe. Oricum, noi, pe lângă istorie, vom cunoaște și prezentul până la urmă, pentru că vom avea seriile Sibiului, Sibiul de altă dată, uh-huh, și Ora de poezie, veșnicele noastre întâlniri lunare, le vom ține în hipodrom cu oameni de acolo, inclusiv poeți și așa mai departe. Vor fi, fiindcă știu că încercați la un moment dat să atrageți în proiectul ăsta și autorități locale, dincolo de finanțare, că știu că e o activitate cofinanțată de Consiliul Local. Vroia să aduceți inclusiv autorități locale într-un fel de dialog cu cei din cartierele astea. Se va reuși și asta? Vom reuși. Avem deja stabilită o întâlnire. Probabil vor fi mai multe, pentru că sunt mai multe asociații de proprietari acolo. Mm-hmm. Dar știm sigur că marți, în 17 iunie, va fi o întâlnire între viceprimarul Sibiului Virgil Popa și locuitorii din cartier. Excelent. Un pas bun pentru cei care vor să spună sau să afle, de ce nu, care e viitorul cartierului în care locuiesc. Un demers care va continua în septembrie în Terezian și la anul... În septembrie vom face de fapt un preview al zilele vecinătății de anul viitor, pentru că anul viitor vom organiza festivalul propriu-zis în Terezian. Se va repeta oarecum același lucru, doar că centrul atenției va fi Terezian. Deci, practic, în septembrie, în Terezian, va fi o avantpremieră la ceea ce se va întâmpla anul viitor, exact, în Terezian. Să ne cunoaștem cu proprietarii, okay, de acolo, cu oamenii, cu vecinii și așa mai departe. Scopul acestei activități este exact acela, cum spunea și Tudor, ca oamenii din cartiere să se cunoască între ei, mai mult decât vizual, să știe unii despre ceilalți, să vadă cine cu ce se ocupă, să asiste la evenimente împreună, iacăte, la concerte, să cunoască ONG-urile care poate se implică în viața lor. Și să-și dea seama până la urmă ce valori au un cartier. Corect. Nu e un concept pe care l-am inventat noi în Sibiu. Nu. Practic, alții bucuroși. Eu sunt cu gândul ăsta încă din, cred că, mai mult de 10 ani. Uh-huh. Am văzut prima oară genul ăsta de festival. Bine, nu atât de mare, dar oricum aceeași rețetă era în Italia. Pur și simplu își închideau oamenii strada și făceau ei festivalul. Nu venea, cum suntem noi, o asociație să organizeze ceva. Locuitorii de acolo își organizau. Și până la urmă cam asta vrem să... face și noi, să inducem spiritul ăsta de... Cineva să le arate, exact, și pe viitor să-și poată, exact, face. Să dea Dumnezeu ca lucrul ăsta să se întâmple în viitor. Firește că dacă sunt cetățeni de pe Mihai Viteazu care simt nevoia, din hipodrom mai bine spus, nu doar de pe Mihai Viteazu, care simt nevoia să iasă public cu ceva din activitatea lor, pot contacta organizatorii și se poate sta de vorbă cu privire la acest aspect. Intrați pentru mai multe detalii pe ios.ro, va fi și o pagină de Facebook dedicată evenimentului, dar pe măsură ce ne apropiem de data cu pricina vom mai discuta. Mulțumesc, Tudor Popa, pentru prezență. Mulțumesc. Nu uitați, doamnelor și domnilor, că începe Festivalul Internațional de Teatru, practic 10 zile de acum încolo vor fi rezervate acestui mare eveniment. Toată comunitatea freamătă, așteptăm surprizele, despre o parte v-am vorbit și noi astăzi. Ne vom revedea împreună săptămâna viitoare. La revedere, weekend plăcut!